Chiar dacă distracția de pe litoral este organizată până în cele mai mici detalii și pare să fie fără limite, uneori, în toiul petrecerii, fluctuațiile de tensiune strică atmosfera, blochează aparatura și creează un disconfort uriaș în rândul turiștilor. Exact în toiul distracției, când se oprește, se opresc toate. Și vitrinele se oprește și muzica. Vitrinele sunt stricate, nu mai răcesc. Dăm băutură caldă. Iar asta se întâmplă la toate plajele. Problema nu este deloc nouă. Aceleași situații au fost întâmpinate și în anii trecuți, când au afectat atât beach barurile, cât și hotelurile din stațiunea Mamaia. Avem fluctuații de curent. Acum câteva, trei zile, ca să spun așa, fluctuații mici de curent, de ordinul fracțiunilor de secundă, dar suficiente ca marea majoritate a utilajelor să-și întrerupă funcționarea, calculatoarele să intre în derivă. Deci, practic, nu pot grupurile noastre electrogene să preia aceste întreruperi de curent. Sigur că e o problemă gravă pentru noi. Aparatura care se strică din cauza fluctuațiilor de curent este plătită din banii proprietarilor, iar achiziționarea unor generatoare de curent reprezintă o investiție uriașă. Ca să faci o dotare de grupuri electrogene, nu este chiar foarte ieftin. Ele sunt în funcție de putere și pleacă probabil și de la un 20.000 de euro și pot ajunge undeva la 50, 60 și chiar 100.000 de euro. Problemele apar în special în weekenduri, când afluxul mare de turiști face ca rețeaua de electricitate să nu mai facă față. Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții firmei Enel Dobrogea au refuzat să comenteze cele întâmplate.